Tragedie fără margini în această dimineață în municipiul Drobeta-Turnul Severin. Un profesor de la un liceu din oraș în vârstă de 50 de ani a decis să își încheie socotelile cu viața din motive personale. Vestea s-a abătut ca un trăsnet peste cei care l-au cunoscut. Tragediile se țin lanț în Drobeta-Turnul Severin. După ce vineri, o femeie a încercat să se sinucidă în același mod, în această dimineață, un profesor de arte plastice s-a aruncat de la etajul 4 al locuinței, sfârșind tragic din viață. Acesta s-a aruncat de la etajul 4, a aterizat pe copertina unui balcon și a căzut pe sol. Mai mult decât atât, pe sol se aflau niște bucăți de fier beton care i-au străpuns picioarele. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 51 de ani, din Drobeta-Turnul Severin, s-a aruncat de la fereastra apartamentului său, situat la etajul 4. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Bărbatul ar fi recurs la acest gest pentru că soția a decis să îl părăsească și să intenteze acțiunea de divorț. La fața locului s-au deplasat pompierii cu un modul de descarcerare și o ambulanță SAJ. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. La sosirea pompierilor, un bărbat în vârstă de circa 50 de ani se afla imobilizat într-un element metalic după ce acesta a căzut de la etajul 4 al unui bloc de locuit. Victima a fost extrasă de urgență și predată unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Bărbatul a fost transportat în stare critică la unitatea de primiri urgențe din Drobeta-Turnul Severin. Acesta a recurs la gestul extrem pentru că soția ar fi divorțat de el, iar copilul cuplului în vârstă de 10 ani a rămas în grija femeii. Fratele victimei este cel care a alertat autoritățile despre faptul că bărbatul s-a aruncat de la etaj. Inițial, bărbatul a fost transportat la spital cu numeroase politraumatisme, iar câteva ore mai târziu a decedat.